Bună ziua tuturor! Sunt Sorin Gabriel Păunescu și astăzi vom discuta despre circuitul electric simplu, elemente de circuit și simboluri. În activitățile cotidiene folosim multe dispozitive conectate la rețeaua de curent electric, cum ar fi calculatorul, veioza, televizorul, aparatul de radio. Toate acestea sunt numite consumatoare și sunt conectate la o sursă de curent electric prin intermediul unor conductoare de legătură, adică niște fire conductoare izolate în exterior, formând un circuit electric. Deci, circuitul electric reprezintă ansamblul de consumatori și conductori de legătură care împreună cu sursa de curent electric formează un traseu închis. Observație! Prin circuitele electrice deschise, nu circulă curent electric, iar dispozitivele electrice nu funcționează. Rolul elementelor de circuit. Sursa de curent electric sau generatorul de curent electric poate fi o baterie, un panou solar, un dinam, care are rolul de a produce și a menține curentul electric într-un circuit electric. Firele conductoare fac legătura între diferite elemente ale unui circuit. Consumatorul poate fi un bec, un aparat electrocasnic, el este un dispozitiv care funcționează când este parcurs de un curent electric. Închiderea respectiv deschiderea unui circuit electric se face cu ajutorul unui întrerupător. Avem la dispoziție circuitul nostru format din următoarele elemente. Întrerupător, beculeț, baterie pe care le vom conecta prin intermediul firelor de legătură. Le conectăm și vom închide circuitul prin intermediul întrerupătorului. Observăm că atunci când întrerupătorul este în poziția închis, becul funcționează. Deschidem întrerupătorul, becul se stinge și putem repeta această operațiune de mai multe ori. Pentru reprezentarea grafică a elementelor unui circuit, fiecăruia îi se atribuie un simbol cu ajutorul cărora se reprezintă schema electrică a circuitului. Pentru circuitul electric realizat în secvența anterioară, schema electrică sau diagrama circuitului este următoarea. Se observă că atunci când întrerupătorul K este pe poziția închis, becul funcționează. În caz contrar, becul nu funcționează. Provocare. Un panou solar alimentează un bec care luminează o scară foarte lungă dintr-o clădire. Electricienii trebuie să realizeze un circuit electric astfel încât becul să poată fi aprins sau stins atât de la întrerupătorul aflat în partea de jos a scării, cât și de la întrerupătorul situat în partea de sus a scării, ori de câte ori o persoană urcă sau coboară. Haideți să-i ajutăm pe electricieni să realizeze schema electrică a circuitului. Acest circuit se numește circuit cap-scară. Circuitele cap-scară sunt folosite pentru a închide respectiv a deschide un circuit electric din două puncte situate la distanță unul față de celălalt. Montajul conține două întrerupătoare, K1 și K2, care pot închide circuitul electric prin oricare dintre firele conductoare 1 sau 2. Să presupunem că o persoană intră într-o clădire, apasă întrerupătorul K1, becul se va aprinde, persoana ajunge la capătul coridorului, apasă întrerupătorul K2, becul se va stinge, altă persoană care dorește să intre în clădire, apasă din nou întrerupătorul K1,
becul se va aprinde pentru că circuitul este închis de data aceasta prin firul conducător numărul 2. Persoana ajunge la capătul coridorului și va deschide circuitul apăsând comutatorul K2. Pentru a vedea că v-ați însușit noțiunile prezentate aici, accesați linkul din imagine, apoi accesați Physics at School, selectați limba română, căutați circuitul electric și realizați următorul circuit electric.